Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Slatir Koglu, una dintre cele mai populare actrițe din lumea televiziunii turcești, a fost pe ordinea de zi în ultima vreme atât în carieră, cât și în viața ei privată. Actorul de succes a atras atenția cu declarațiile izbitoare pe care le-a făcut la un program de televiziune la care a participat. Ce a spus Slatir Koglu despre viața ei amoroasă a creat o bombă în lumea revistelor. Iată mărturisirea Slatir Koglu și evenimentele. Slatir Koglu a făcut mărturisiri surprinzătoare despre viața ei privată în programul de televiziune la care a participat. El și-a rezumat situația din viața amoroasă spunând: am un iubit care ar putea da foc lumii cu o șuviță de păr, dar am și eu una. Punct. Această declarație a stârnit o mare curiozitate în rândul fanilor săi. Slatir Koglu a declarat că există o persoană pe care o iubește cu mare dragoste. O iubesc mai mult decât orice și să fiu alături de ea îmi oferă o mare fericire, virgulă, a spus el. Aceste cuvinte au fost primite cu mare interes de fanii săi. Slatir Koglu a spus că ea crede în puterea iubirii și că această putere a ajutat-o să depășească toate dificultățile din viața ei. Dragostea îi face pe oameni mai puternici. Datorită acestei iubiri depășesc toate dificultățile pe care le întâmpin în viață, virgulă, a spus el. Cel mai curios subiect al programului a fost cine era iubita Slatir Koglu. Cu toate acestea, actrița de succes a evitat să dezvăluie identitatea iubitului ei. A preferat să-și păstreze prietena secretă, spunând: nu vreau să spun cine este. Acesta este privat și vreau să rămână privat. Punct. Declarațiile lui Slatir Koglu au avut un mare impact pe rețelele de socializare. Fanii au comentat aceste declarații și i-au umplut pe Slatir Koglu cu mesaje de susținere. Comentarii precum Slatir Koglu loves vitre loves și mai un alvais behapi au fost printre cele mai distribuite pe platformele de socializare. Actorul de succes a vorbit și despre modul în care a găsit un echilibru între cariera sa și viața amoroasă. Îmi iubesc foarte mult meseria și continui să muncesc pentru a-mi atinge obiectivele în carieră. Cu toate acestea, să fiu fericit în viața mea amoroasă îmi oferă și o altă motivație, virgulă, a spus ea. Slatir Koglu a spus că și familia ei i-a oferit un mare sprijin. Familia mea este mereu alături de mine și sprijinul lor este foarte valoros pentru mine. A avea alături în timpul acestui proces mă face mai puternic, virgulă, a spus el. Slatir Koglu a oferit și sugestii despre planurile ei de viitor. Am obiective mari atât în carieră, cât și în viața privată. Voi face tot posibilul pentru a ajunge la ei, virgulă, a spus el, dând vești bune fanilor săi despre viitoarele sale proiecte. Presa a urmărit îndeaproape declarațiile lui Slatir Koglu. Numeroase programe de reviste și site-uri de știri au acoperit pe larg confesiunile celebrului actor. Această situație a dezvăluit încă o dată popularitatea Slatir Koglu. Slatir Koglu a făcut și o scurtă evaluare a relațiilor ei din trecut. Tot ce s-a întâmplat în trecut sunt experiențele care m-au modelat astăzi. Învățăm ceva din fiecare relație și devenim oameni mai puternici cu ceea ce învățăm, virgulă, a spus el. Actorul de succes a oferit și informații despre proiectele sale viitoare. Și a entuziasmat fanii spunând: sunt câteva proiecte noi la care lucrez chiar acum. Abia aștept să prezint spectatorilor mei povești noi și diferite. După declarațiile lui Slatir Koglu, au apărut o mulțime de comentarii și analize printre mass media și fani. S-a discutat despre noua stare civilă a celebrului actor și despre planurile sale de viitor. Se pare că declarațiile lui Slatir Koglu vor fi de vorbă în lumea revistelor multă vreme. Slatir Koglu a oferit indicii importante despre viața ei amoroasă și planurile de viitor prin declarațiile ei. Am o persoană iubită care ar putea incendia lumea cu o singură șuviță din părul meu, dar am și una, virgulă, a spus el, adăugând că crede în puterea iubirii și că puterea l-a ajutat să depășească toate dificultățile.
Aceste evenimente sunt urmărite cu mare interes de fani și se pare că despre ele se va vorbi mult timp în lumea media. Slavir Coglu nu a uitat să le mulțumească fanilor săi. Sunt recunoscător fanilor mei care mă susțin mereu și sunt alături de mine. Mă simt și mai puternică datorită sprijinului tău, virgulă, a spus ea. Slavir Coglu a declarat că dragostea și sprijinul fanilor ei au fost o sursă de motivație. Mass media a urmărit îndeaproape declarațiile lui Slavir Coglu. Numeroase programe de reviste și site-uri de știri au acoperit pe larg confesiunile celebrului actor. Această situație a dezvăluit încă o dată popularitatea Slavir Coglu. Slavir Coglu a făcut și o scurtă evaluare a relațiilor ei din trecut. Tot ce s-a întâmplat în trecut sunt experiențele care m-au modelat astăzi. Învățăm ceva din fiecare relație și devenim oameni mai puternici cu ceea ce învățăm, virgulă, a spus el. Actorul de succes a oferit și informații despre proiectele sale viitoare. Și a entuziasmat fanii spunând: sunt câteva proiecte noi la care lucrez chiar acum. Abia aștept să prezint spectatorilor mei povești noi și diferite. După declarațiile lui Slavir Coglu, în rândul presei și al fanilor au apărut multe comentarii și analize. S-a discutat despre noua stare civilă a celebrului actor și despre planurile sale de viitor. Se pare că declarațiile lui Slavir Coglu vor fi de vorbă în lumea revistelor multă vreme. Slavir Coglu a oferit indicii importante despre viața ei amoroasă și planurile de viitor prin declarațiile ei. Am o persoană iubită care ar putea incendia lumea cu o singură șuviță din părul meu, dar am și una, virgulă, a spus el, adăugând că crede în puterea iubirii și că puterea l-a ajutat să depășească toate dificultățile. Aceste evenimente sunt urmărite cu mare interes de fani și se pare că despre ele se va vorbi mult timp în lumea media. Pascalii.